Secretarul Consiliului Național de Apărare al Ucrainei susține nici mai mult, nici mai puțin, decât că cel puțin 14 generali ruși, cu poziții foarte importante în armata Federației, îl sprijină pe uh, Prigojin. Dacă nu cumva vorbim de uh, o propagandă uh, neagră, de fake news, uh, atunci, situația este foarte gravă, și atunci este de înțeles de ce uh, marele strateg și jucător de șah, uh, președintele Putin, uh, a admis că trebuie să se întâlnească cu Prigojin și cu comandanții săi și să aibă o lungă discuție care a durat, se spune într-un comunicat oficial al Federației Rusă trei ore. Atunci totul devine de înțeles. Prigojin este periculos și nu poate fi anihilat așa cum își imaginau unii și alții prin simpla lui asasinarea.